Salut și bine am găsit din brazla haiducilor. Aici la noi la bază, ca de obicei, cum v-am obișnuit în ultimele câteva dăți, am stat la noi la bază și pe live-ul la noi la bază. Am reușit pe live-ul de ieri, în caz că nu l-ați prins, să vedeți, deoarece am văzut că, na, pe live-urile de joi, de la ora 15, bă nu, 17, scuzați-mă pe mine, nu prea sunt oameni pe live. Mă gândesc că probabil aveți școală sau ceva, nu știu, lăsați-mi în comentarii gen programul vostru de școală și așa mai departe. Și probabil că o să încerc să fac live-urile cu Brazla și așa mai departe în weekend. Bun, am reușit să ajung până aici cu portul, cu acest model. Bine, încă nu e gata, adică l-am adus până aici. Pe, nu știu, prin apă e gata. În cea mai mare parte e gata prin apă modelul, adică n-ar mai trebui să-i fac ceva sau așa mai departe, doar că aici, na, trebuie să vin cu stone, apoi cu concrete, iar cu stone și să respect modelul. Bun, alt turn de idei, mai am aici de făcut niște terraforming, să nu arate așa urât ăsta, zisei zic, toată nebunia asta. După cum puteți vedea, fac ceva genul cum e acolo și să nu se vadă așa lipsă de asta, de, da, arată foarte ciudat. Și uite mă, un drowner. Bă, n-ai furculița la tine, să-mi dai furculița. Băi și fete, nu uitați dacă vă place această serie și dacă vă place în general ce fac pe canal, aș aprecia foarte mult dacă ați băgat și voi acolo un mare like, deoarece chiar ne ajută să creștem canalul și să ajungem cât mai repede la 7000 de abonați. Da, bineînțeles, și un subscribe în caz că nu sunteți, abonați, deoarece am observat că unii dintre voi nu sunteți abonați și, da, din nou, m-ar ajuta foarte mult. Abonatul ce vreau să-l pun în episodul de astăzi în cameră se numește Pui Alexandra în cameră. De ce zic cameri? Carte, măi, carte, raton, că ai zis că faci o carte să o ții cu tine tot timpul, să fie bine. Bun, și după cum știți, pe ăsta, în episodul trecut aveam numai 13. Am pus un om, e prima oară că s-a întâmplat pe Penigo pe live în carte, deoarece mi-a dat o idee foarte bună și mi-a zis, Raton, poți să pui un beacon acolo la far și să fie ca și cum e o lumină. Băi, să știi că e o idee chiar bună, o să pun în aplicare chestia asta după ce bat Wither-ul și nebunii. Dar hai să mergem acum pe pagina următoare, pe aici pe oameni pe pagina, hai că am scris 1.5, da? 5, iar am scris tot așa, băi, ce nătâng sunt. Punct. Păi Alexandra, care vine cu un comentariu foarte util și chiar nu m-am gândit la asta. Știți că v-am întrebat eu în episodul trecut, băi oameni, de ce ăsta e blocul ăla de dirt? Era o floare, o floare de aia de două blocuri, era ceva genul ăsta, era floarea și blocul era peste. Și Alexandra mi-a zis, e posibil să-l fi lăsat un Enderman acolo. Chiar nu m-am gândit. A fost singura care mi-a răspuns din câte am citit. Adică, la un moment dat n-am mai citit comentariile după 100 și ceva de comentarii în care am văzut că mi-a spus că am ratat un diamant la un minut, nu mai știu exact, în peștera acolo. Deși, da, am zis pe video că mai fac chestii intenționate și apoi am lăsat un comentariu fixat în secțiunea de comentarii în care v-am anunțat că da, l-am lăsat intenționat. Voi, în continuare, ați venit și mi-a spus, Raton, tu ai uitat un diamant. Așa că am uitat un diamant. Nu o să mă duc înapoi să-l iau. E un diamant. E ok, adică, nu știu, ar fi, să zic eu, maxim de 4 diamante să scot din el și până dau cu artificii până una alta, na, e ok. Bun, în episodul de astăzi ce vreau să facem este să ne apucăm să facem harta orașului, nu al Cufeștiului, al Haiduceștiului, cred. Cred? Nu știu cum se numește exact orașul. Dacă avem poliție haiducească, posibil că e Haiducești, mă gândesc. Da, nu știu, în orice caz vreau să facem harta, că de aceea am cumpărat acum câteva episoade acea reclamă de la Colpir ca să punem și noi o hartă acolo. Așa că, da, ne revedem la spawn cu toate nebunile, adică o să avem nevoie de sugarcane, o să avem nevoie de busolă, adică de fier, apoi o să mai avem nevoie de ăsta, zisei zic, de piele pentru item frame-uri și o grămadă de bani, iară, o grămadă de bani, mă, băi și fete, deci, da, ne revedem la spawn. Dar înainte să ajungem la spawn, nu știu câți dintre voi vă mai amintiți fabrica noastră de sugarcane și de mobi. Bineînțeles, avem aici cu dublă schemă, ca să producă și sugarcane și dropuri de la mob, după cum puteți vedea aici avem chest plin, aici iarăși suntem pe plin cu oase, cu nebunii, adică chestiile astea pe care le mai țin eu, să zic, pentru dropuri, cum ar fi oase, că le mai vindem, îi vindem lui Dani. Chiar o să trebuiască să mă duc și lui Dani un barrel de oase. Am văzut că a revenit gen din spital omul, după cum am zis. Dacă vreți, duceți-vă la el pe canal să aflați care-i treaba. O să posteze un videoclip în care o să vă explice de ce n-a mai postat și așa mai departe. Și că tot au venit, trebuie să-mi dau întâlnire cu el și cu domnul Puf.
și să stabilim cine a câștigat sau cine câștigă locul 1 și cine câștigă locul 2 la concursul de tras cu OK, pentru că na, l-am așteptat pe Dani din cauza că a avut acea problemă, nu foarte gravă, doar enervantă mai mult pot spune eu și problematică oarecum pe viitor. Dacă vreți mai multe detalii, aveți canalul fiecărui haiduc în descriere, mergeți și pe live acolo, știți ce aveți de făcut, OK. Bun, văd că pe acolo am avut eu sugarcane, nu știu dacă am și în fermă exact, sugarcane, am eu problemă cu zi să-i zic, cu eu, cu astea, sunt câteva ticuri pe care din greșeală le-am luat și sunt un pic aiurea uneori, aici, 7, 16 și în partea asta mai e ceva, bă, mai am aici ceva, nu știu dacă am nevoie de atât de multe pagini, sincer să fiu, dar... Pentru orice eventualitate, o să-mi scot un shulker box de aici și o să vină ciungea și o să-mi zică la Tony, e shulker box, nu e shulker box. Ok, bun, știu, știu. Bun, scoatem ăsta și băgăm tot sugarcane-ul pe care îl avem acolo. Trebuie să mai stau afeca aici dacă, na, o să se întâmple vreodată să rămân fără sugarcane și nebunii, că ferma asta, după calculele mele, produce, nu știu, nu vreau să exagerez sau ceva, dar parcă ultima oară când am calculat, producea undeva la 9 stack-uri pe oră. Bine, nu exagerat de mult, sunt două layere, adică unul aici, unul aici și de sub tot la fel și da, din câte am observat, e încărcată cu totul. Bine, puteam să mai vin deasupra acum că câteva layere și așa mai departe, dar nu am atât de mare vânzarea de sugarcane ca să, nu știu, să trebuiască să compenseze ferma să producă foarte mult. Bun, acum chiar că ne revedem la spawn și ne apucăm ușor-ușor de harta orașului, nu uitați că v-a plăcut până acum ce ați văzut, să băgați și voi acolo o abonare, un like și cine știe, poate da și un share. Și bineînțeles, am uitat să vă spun, dacă vreți să mergeți în cartea abonaților, trebuie să fiți abonați, să lăsați like și să-mi lăsați un comentariu util. Mamă, acum văd ce ochi am, să-mi bag cu ciorul, deci zici că, nu știu, zici că am un ochi într-o parte și unul în alta de la distanță, e ciudat. E ciudățel skin-ul meu, dar sincer chiar îmi place și m-am obișnuit cu el, cum am și sprâncenele alea și nu știu ce aia, zici că am un fel de barbă dacă observați pe părți, dar e ciudat, chiar îmi place skin-ul meu și mă gândeam foarte tare să... Fac ceva figurine cu skin-ul meu, deoarece știu că sunt ceva site-uri în străinătate. Acum că tot am deschis subiectul, continui și apoi ne revedem la spawn. Revenim, sunt ceva site-uri în străinătate și na, plătești, acum nu mai știu, o sumă de 10-15 euro sau ceva în genul ăsta. Și na, îți reproduce skin-ul tău exact cum e, 3D, gen cum îl vedeți voi pe ăsta. Bine, nu știu dacă și capa acum, sincer. Da, posibil și capa, ți-l reproduce ca o figurină de, nu știu, cred că sunt diferite dimensiuni, 10-15 cm sau ceva de genul și mă gândeam să fac câteva figurine, da, cam scump o figurină acum, 50 de lei, e ceva, 50 de lei, ok, dar nu știu, undeva 2, hai 3 și poate le dăm la un giveaway ceva și gen vi le trimit eu prin... ăsta, curier, dacă chiar e, dar nu promit nimic, am zis că doar mă gândeam, prima oară trebuie să mă interesez exact cum se face și plata, cum se fac toate nebuniile astea și după pe viitor, în caz că se întâmplă, oricum o să fac eu un video special pe tema asta și o să vă anunț în legătură cu asta, dacă se întâmple și dacă e gen să mai găsesc site-ul, să fie totul bine, deci din nou, nu promit nimic, să nu înțelegeți greșit. Bun, ok, hai că ne îndreptăm spre spawn și revenim de acolo cu ce avem de făcut. Iată, ne ajungem și la spawn. Noi acum trebuie să mergem până la domnul Dragonella Shop. Băi, ăsta care ai scos globurile, ai uitat un glob aici. Ai uitat un glob aici. Le-ai scos și pe ăsta l-ai uitat aici. Păi, dar ce ai făcut? Ce ai făcut, mă nene, mă? Bun, îl luăm noi și, nu știu, îl aruncăm. Hopa, am ieșit cursorul pe al de-a monitor. Revenim, trebuie să mergem la domnul Dragonella Shop și să sperăm că mai are piele. Două diamante, un stack. Bun, 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 are piele, atât am vrut să văd, să știu, să aud. Deci două diamante, un stack, o să-i cumpăr ambele stack-uri de diamant până, nu știu, ori mai face restock-ul, ambele stack-uri de diamant, ambele stack-uri de piele, până mai face restock-ul sau ceva și dacă nu, o să trebuiască, mamă, nu, cum am făcut, o să trebuiască să... Facem noi rost de niște văcuțe pentru o fabrică, că cine știe, poate o să mai avem nevoie. Bun, și mai trebuie eu să mă duc până la băieții la câși și pe aici. Nu cred că dau niciun spoiler foarte mare, adică nu s-a mai construit nimic din, nu știu, ce arăta și Dani și așa mai departe. N-am văzut să se construiască nimic nou, deci e ok și aș avea și o nevoie de niște lemn din ăsta. Perfect. De fapt, hai ca să nu... Hai să iau de sprus, că sprusul parcă îl fac mai ușor din câte știu, adică îl tai imediat și na,
Bine că eu pun Ender Chest pe jos și aici sunt două Ender Chest-uri. Da. Foarte bun, foarte bun. Sunt două Ender Chest-uri. Bun, am nevoie de un diamant și acum diamantul punem aici. Perfect, luăm asta. Știi ce? Știți că eu nu mai am încredere în BTKQSHP și mi-a sărit unul dintre voi în cap că, băi, Raton, dar de ce le spui, de ce stat să curețe ei tomberoanele, să arunce la gunoi, că, na, tu nu ești obligat să arunci. Bine, ok, l-am ars în numele răului, e mai bine așa? Bun, am ars globul, perfect. Și acum, noi avem o mică mare, mare treabă, cu toată treaba asta, o mică mare treabă, da. Bun, am nevoie să pun crafting table-ul ăsta pe jos. Am văzut că în videoclipul lui Danic avea un crafting table chiar aici. Deci aici așa în fața shop-ului și nu știu de unde era, dar îți mulțumesc, Daniele, că l-ai lăsat aici, l-am luat eu. Unul dintre crafting-urile astea două, e ăla ce l-ai pus tu acolo. Bun, perfect. Avem ăsta, zic eu, mă, acum putem să facem și armură de cal, da, de fapt, da, cu update-urile noi. Avem lemnul. Facem bețe, facem item frame-uri foarte multe, mai multe, nu știu acum 32 de bucăți, habar n-am, nu știu dacă o să-mi ajungă 32 de bucăți, e posibil să mai trebuiască să facem, dar e ok că până acum mai avem un stack și 32 de bucăți de piele. Bun, și sunt curios eu cum arată item frame-urile astea pe reclama asta publicitară pe care eu o voi folosi, na, pentru altceva, sunt curios, da, o să trebuiască să... Fac eu toată nebunia asta, mă duc să iau niște concret alb și să scot tot silenternul ăsta ca să arate ok, adică arată extrem de ciudat dacă fac chestia asta, spre exemplu, vedeți și voi, adică nu se pupă. Sau, stai, nu trebuie de fapt, eu acum mi-am dat seama că nu trebuie și nu trebuia să-mi săriți în cap dacă mi-a sărit, dar vă mulțumesc celor care ați venit sau voia să-mi ziceți că, băi, Raton, când pui harta oricum nu se vede prin spate. Deci ok, n-am nevoie, deci trebuie să pun toate item frame-urile astea, deși cred că o să fie o hartă cam mare, zic eu, nu știu, așa aproximez și bănuiesc, adică, da, cred că o să mai am nevoie de piele, sper să nu, dar cred eu că ar trebui să mai iau ceva piele și... Să vin ceva de genul cu toate item frame-urile astea. Mamă, chiar o să fie o hartă mare. Deci o să fie o hartă uriașă, zic eu. Știi ce? Cred că prima oară ar fi ok să fac bucăți din hartă și să le pun să văd cam cât ar ocupa. Să văd că poate nu e nevoie să facem atât de mare toată nebunia asta cu harta și poate o concentrăm aici cumva într-o zonă mai mică și apoi ne extindem. Deci revin eu după ce fac câteva bucăți de hartă. Mă, oameni, hai că am testat eu după cum v-am zis și începe să arate chiar bine, adică nu mă așteptam, dar se unește chiar ok și zic eu, cred că intră chiar perfect, dacă nu, poate e prea mică reclama asta, cum am fac greșit că poate e prea mică la mărimea asta la hartă, dar totuși nu cred, adică sunt o grămadă de blocuri aici și na, partea asta din oraș, adică bucata unde e fabrica de concret, după cum puteți vedea aici pe hartă, unde este fabrica de lemn și fabrica de fier, e prinsă deja în toată nebunia asta. Eu acum trebuie să ajung aici, deci vedeți și voi la linia aia, mă rog, linia aia, la zebra aia, la trecerea aia de pietoni, adică asta de aici. Undeva, stați două secunde că intru imediat în cadrul hărții, adică am ajuns aici, vedeți? Mă vedeți pe hartă acolo. Mă vedeți, normal că mă vedeți acolo, în dreapta, jos pe hartă. Bun, de fapt, cred că m-ați vedea mult mai ok dacă aș scoate asta și aș ține harta așa, da? Ok, acum mă vedeți. Ajung aici, mergem un pic mai înainte, ca să nu generăm harta în spatele nostru. Luăm o hartă nouă, care e goală, și facem așa, hop, cu ea. Și o deschidem. Și bun, am trecut de chestia asta și deja avem harta în partea asta unde e parcul cu rulote și așa mai departe. Cred că am luat tot parcul, din câte pot vedea, într-o singură hartă, avem tot parcul. Mai mergem puțin, acum vă explic și vouă, deoarece nici eu nu eram foarte sigur cum o să funcționeze treaba asta și e prima oară când fac așa ceva, prima oară când creez o hartă de asta mare sau nebunii. Bun, și am ajuns și deja prindem din oraș, deja am prins și pancarda asta, mă rog, reclama în... pe hartă, de fapt, și da, deci ușor de contur. Acum, ceea ce trebuie să facem noi este să venim cu harta, să o punem aici înapoi. Apoi să mai venim cu o hartă care, cred că vine așa. Opa, nu, asta nu, ok, vine, atunci asta e următoarea, bun. Și vedeți, s-a unit. Deci deja s-a unit și avem acolo trecerea, cum nu aveam înainte, s-a unit, am ajuns până acolo. Dacă luăm item frame-ul ăsta și îl punem undeva aici și venim noi cu harta asta... cu nebunie, deja o unim iar aici și avem și benzineria, avem
Păi ești nebun, da, chiar apare unde sunt. Apare acolo din cauza că sunt acolo. Avem pancarta noastră, mă rog, jumatea noastră. Și da, chiar începe și arată interesant. Ar trebui să mă duc și prin zona asta, adică să fur harta asta și să mă duc în capătul ei, să o descoper până în capăt. Nu de alta, dar după cum puteți vedea. A, dar de fapt chiar trebuie să merg aici, lol, chiar trebuie să merg aici. Aici e mesa-ul și în același timp e ok că merg aici. Dar hai să intru cumva înapoi în cadru. Așa, ceva de genul ăsta. Și apoi să părăsesc aici cât de cât și să deschid aici. Și deschidem și cum arată. Ok, am prins din asta și dacă mergem în continuare pe drum, deoarece n-a trebuit să mergem pe drum. Ideea e că durează foarte mult să fac toată nebunia asta și nu știu dacă voi apuca să termin toată harta în episodul de astăzi, chiar nu știu. Și așa am întârziat episodul, cred că ar trebui să o las un pic mai moale cu live-urile astea nocturne, că după nu mai am timp să filmez chiar atât de mult și da, asta e un pic problematic, deoarece întârziu episoadele și nu-i prea plăcut, pentru că nu toți care sunteți... nu știu, pe live-urile nocturne sunteți și pe episoade, pardon, invers, nu toți care sunteți pe episoade sunteți pe live-urile nocturne, deci probabil că voi le pierdeți și na, mai ales că unii dintre voi aveți școală, unii dintre voi sunteți mai mici și așa mai departe, deci da, chestia asta e puțin cu schemă și ar trebui să o răresc puțin ca să fiu mai concentrat pe episoade, că din câte văd nu prea mai am timp, adică închei live-ul, nu știu, să zici pe la 3-4 dimineața sau ceva de genul, pui mei, că n-ai live nocturn, ținem, stăm de vorbă, jucăm acolo un CS, un PUBG Lite, era să-i mobile, nu Lite, și na, se cam duce timpul și se face 3-4 dimineața și bă, îmi dau seama... parcă mi-e somn, parcă nu mai am chef să filmez, parcă nu mai am dispoziția necesară după un live în care am tot vorbit și iar vorbit și opa, că uite așa întârzi episodul. Și nu-i prea plăcut, ok? Chestia asta nu-i plăcută. Bun, n-avem o hartă în plus, că o fi asta? Nu, asta nu e. Bun, aici e parcul. Ia, de fapt, stai să pun. Bun, parc cu... nu, acolo nu se pupă. Cred că totuși asta e, hopa, nu, aici, și aici. Mă, chestia asta ar trebui să vină ea ceva de genul, da. Numai că deja aici stăm cam la înălțime și nu ne mai uităm cum trebuie la ea. Bun, am scurte momente în care tac, deoarece încerc să-mi dau seama cum vine treaba asta și cred eu, mă, aici am pus, stai. Aici am pus, când am pus harta asta? Cu rulota am făcut-o. N-am eu o hartă cumva din greșeală, în plus sau am scăpat-o? Câte hărți am făcut? Că știu că am ieșit de pe drum, dar nu, de fapt când am ieșit de acolo, da, așa e. Deci eu dacă iau harta asta în momentul de față și mă duc pe ea, adică o să intru acum imediat în ea, sună ciudat, da, știu. Dar am intrat, să zicem, în ea, adică aici deja așa, ok, și acum ieșim și ajungem pe partea asta a drumului. Și eu dacă deschid o hartă în momentul ăsta de față aici, ok, avem, păi iar avem un drum și chestia asta nu mă încântă, stai că se întâmplă ceva ciudat și nu mă încântă că am un drum, deoarece mai am un drum acolo, după cum ați putut vedea, dar nu e la fel de bine unit, să zic, nu știu, punem asta aici și atunci harta asta cum arăta dacă am pune-o acolo, da, deja, aha, vedeți? E puțin de muncă, că acolo deja prinde, se unește. Vine ok. Și dacă chestia asta vine acolo așa, înseamnă că harta asta ar trebui să o pun acolo așa. Da, și în partea asta ești că vin cu mes sau ceva de genul. Adică eu am harta asta care pe mine nu mă ajută cu absolut nimic și na, e inutilă, să spun așa, încă mă încurcă, că am făcut-o greșit și trebuie să-i dăm foc. Ok, bun. Și da, o să revin eu cu mici update-uri și din nou, nu cred că voi termina toată harta în episodul de astăzi, chiar îmi cer scuze, dar după cum puteți vedea și voi trebuie să stai să calculezi puțin, să te duci să vezi dacă e bine, să te întorci, să o pui pe perete, să vezi iară dacă e bine, deci da, vedem cât de mult progres poți să fac cu harta în episodul de astăzi și după, nu știu, o facem noi pe un live sau pui mei, vedem. Oameni buni și răi, progresul n-a fost foarte mare, n-am făcut un progres foarte mare, nu știu, am mai făcut undeva aproape, nu știu, 7-10 hărți pe acolo de alea micuțe și cam asta e tot ce am reușit să scot, bă, o grămadă, bine, aproape am terminat orașul. Ce pot să zic, aproape am terminat orașul, adică, după cum puteți vedea, începând de aici la fabrică, mergem pe aici, ajungem prin partea aia, pe la secția de poliție, apoi tunelul, ajungem la sediul nostru, sediul Cășipă, care chiar arată wow,
că arată foarte fain. Sper că n-am dat niciun spoiler foarte important, dar n-au construit foarte mult băieții la el, dar arată bine din avion, să zicem așa. Și suntem și pe aici pe jos, mai e prin partea un pic, trebuie să prind și sediu. De fapt am prins sediu Sobrado, acum îl văd că e aici, numai că arată destul de ciudățel. Și da, în continuare, gen ce o să fie pe aici, o să fie tot harta, gen n-o să o schimb sau așa mai departe, doar că exact așa cum e ea, adică cu zone de-astea de vegetație, zone naturale, gen în care noi haiduci nu am intrat să construim diverse chestii, din cauza că nu știu niciodată când, nu știu, poate cineva vine, spre exemplu, dau un exemplu, ok, banal, vine cineva aici în spate la... Nu la chestia asta, vine la chestia asta, ok? De aici, deci avem harta asta aici și vine undeva cineva aici și se gândește, băi, hai să construiesc o casă. Eu mă duc cu harta acolo sau mă rog cu altă harta acolo, o updatez și vin și o pun înapoi și apare casa lui pe hartă. Deci în caz că, na, vor vrea oamenii să construiască, oricum harta asta o să fie o hartă imensă și aici nu a... Adică aici o să fie începutul, gen orașul, și harta asta o să fie imensă și probabil neconstruită până în partea aia, dar cine știe, poate voi abonații luați harta în sezonul, când se termină sezonul 2, de fapt, luați harta și poate construiți voi mai încolo pe ea și ne trimite și nouă poze și așa mai departe, chiar ar fi super interesant. Bun, în alt ordine de idei, eu mă cam grăbesc, acum sunt pe fugă, trebuie să plec, așa că vă las aici, chiar dacă nu am terminat și nu am făcut mare progres cu harta, pare rău că nu am reușit să terminăm un episod de astăzi. Promit eu că o să lucrez off-camera și că în episodul viitor o să revin cu ceva update-uri la hartă. Poate mai lucrăm puțin, mai facem alte chestii, alte proiecte pe server și, băi, sunteți nebuni, am ajuns la 40 și ceva de episoade din această serie de Brazla Haiducilor. Este prima oară când depășesc numărul, nu știu, de 40, de fapt 38 de episoade am avut cel mai mult pe o serie de Minecraft și da, am ajuns la 45, cred că e al 45-lea episod și încă am idei și am chestii de făcut și nu m-am plictisit, deci da, chiar foarte tare, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Eu am fost Ratonu, multă stimă și respect și ne auzim pe rețelele aviatoare. Multă baftă!